După ce anul trecut Mamaia a pierdut statutul de destinație favorită pe litoralul autohton, pentru acest sezon estival se preconizează o revenire a turiștilor care au migrat spre alte stațiuni. Conform datelor obținute până la finalul lunii aprilie, numărul rezervărilor de sejururi în Mamaia a crescut cu 50% față de aceeași perioadă anului trecut și se apropie de valorile înregistrate în 2019, considerat cel mai bun an din turismul autohton. Mamaia se află pe primul loc anul acesta în topul preferințelor turiștilor. Aceștia caută hotelurile de 3 și 4 stele cu servicii de masă incluse. Ei așa își alocă bugetul, știu, au incluse mic dejun, prânz, o piscină, o plajă deja în pachet și locuri de joacă, că le oferim gratuit interior, indoor sau outdoor, și le mai rămâne partea de la card. Sunt cei care totuși doresc să guste și destinația, și kerhanale, și locuri de joacă, și atunci vor o masă și o experiență să o aibă în afara locației respective. Potrivit rezervărilor făcute până la această dată, cea mai aglomerată perioadă în stațiunea Mamaia va fi de la sfârșitul lunii iunie până la începutul lunii iulie. Precum și în intervalul 24 iulie-10 august, gradul de ocupare în unele hoteluri fiind deja de 100%, Mamaia urcă în preferințele turiștilor pentru că profită de avantajele apropierii de Constanța. Conectivitatea foarte bună cu molurile din Constanța, apoi delfinariu, acvariu, muzeele. În contrapondere, celelalte stațiuni nu au toate aceste facilități. Orele petrecute în trafic și groaza de aglomerație schimbă anul acesta și comportamentul turiștilor care merg pe litoral românesc. Vor prefera să vină începând de luni în loc de weekend. Cei mai mulți au cumpărat vacanțe în Mamaia și în Eforie Nord și preferă hotelurile all-inclusiv. Avem o creștere de aproximativ 20%, în mare parte pe tot sezonul și pe capetele de sezon și pe full season. Sejur mediu durează 5 zile și atunci prețurile medii pleacă de la 1100 de lei pe cameră dublă pentru doi adulți. Plajele ar fi trebuit să fie pregătite până acum, însă Ministerul Mediului nu a reușit să le atribuie operatorilor care au licitat la București. Aproape 40% din suprafețele de nisip n-au fost atribuite nimănui din cauza unor chichițe legislative care au anulat licitațiile. Unii, de exemplu, un certificat de neurmărire fiscală, în loc să-l pună în plicul exterior, l-au pus în plicul interior. El a existat ca act fizic, numai că n-a fost pus în plicul care trebuia. Pentru asta au fost descalificați. Operatorii au reclamat din primăvară că mutarea licitațiilor la București va duce la întârzierea amenajării sectoarelor de plajă.